Salutare, micuții și bine v-am regăsit la un nou episod ceva mai interesant, zic eu. Este vorba de statările mele de la OBS. Probabil mulți dintre voi sunteți YouTuber și nu aveți niște stări bune pentru OBS și eu vreau acum să vă ajut. Credeți-mă că și eu m-am chinuit vreo două zile să fac setările astea pe care le-am acum și eu cred că sunt undeva cam cele, nu cele mai bune setări, că da, eu zic că sunt bune cele chiar mediocre. Pentru că ați văzut și voi la mine în episoade că n-am lag, se mișcă bine, se vede bine, n-am nimic, se vede bine. Și acum vreau să vă arăt și vouă ce setare am eu. Nu pe Facebook, mă, stai mă așa. Deci, setare. Ne ducem aici prima dată la video. Deci trebuie să aveți asta 1920 sau ce rezoluție aveți voi, să este frumos sau depinde de calculator, faceți și voi un test și trebuie să aveți neapărat pe big cum să zici, pe monstre, ca să vă se mișe bine. Și acum ne ducem la ieșire. Țineți cont că trebuie să aveți la fel și la streaming și la... Deci trebuie să aveți setările și la streaming și la înregistrare la fel. Numai că aici la streaming, la simplu, trebuie să aveți maxim 7000, că dacă dați 50.000 pe streaming, o să vi se miște streaming-ul. Asta ar trebui un i12, dar nu există i12, zic și așa. Deci, trebuie să aveți neapărat aici a very fast. Așa mi se mișcă mie bine și așa, așa se vede bine. Acum trecem la modul avansat. Puneți aici nu pe... Asta codificator pe NUVEC 264, nu pe X264 și dați pe GBR rata 50, KFM 2, High Quality și High și Auto. Nu schimbați pe aici altceva, că e posibil să vin să miște foarte rău în lag, fi fost chestia asta. GB-ul, dați pe 0 și la frames pe 2. Acum la pista auto dați pe 1. Aplică setările. Mi faci chestia asta să vă ajute. Acum la... Să trecem prima dată la simplu, deci la streaming, v-am zis, 2500, dar nu fac pe partea de streaming acum, vă prezint doar setările mele pentru înregistrare. MP4 sau ce fișier vreți voi, aici v-am zis, NVEC H264, aici setați voi rezoluția asta, în ce rezoluție aveți voi maxim, CBR, 50.000 rata de biți, la fel ca și aici. V-am zis, dacă nu le aveți la fel, nu o să vi se miște bine. Deci trebuie să le aveți pe toate la fel. 50.000, la fel. Puteți vedea și aici. Deci ca să vi se miște bine filmarea, și să nu aveți lag și să vi se vadă bine. Dacă, de exemplu, dacă greșiți o de asta și puneți 1,
Poate să vii să te ducă pe apa să te toată filmarea, nu se mișca absolut nimic bine. Trebuie totul făcut la punct și gata. Dacă ai ceva stricat pe aici, nu o să se miște bine deloc. Ba chiar din contră o să se miște în poze. La audio nu contează prea mult. Și cam atât. V-am arătat format container. Aici faci tu ce forma vrei tu. Aici la codificator video dai pe un JPEG. Nu dai pe exact, te vezi că e grav. Și RSP-urile nu te interesează. Da, aici pe standard și faci la fel ca mine. Simplu, aici v-am zis de streaming, dar trebuie să dai și tu pe very fast. Că dacă nu dai pe very fast, la fel o să... Uite, calitatea necesară, la fel ca cea a streamului. Dai aici, că dacă le dai pe astea, o să ai lag. Deci dai pe prima și dai pe very fast. Și bifezi asta două pentru o calitate cât mai bună. Nu știu ce aș mai putea să vă mai arăt. Deci cam astea sunt setările mele. Și da, cam atât, bă. Pa, pa. Stai, mă, că nu aici era.